Fecioarele sunt bune de sfat astăzi, așa că e bine să le țineți prin preajmă. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Mihaela! Într-adevăr, fecioarele sunt într-o formă de zile mari. Intuiția lor le va fi de mare ajutor persoanelor aflate în impas. Dar să vedem ce se întâmplă și cu celelalte zodii. Berbecii au parte în prima parte a zilei de întâmplări care le vor da tot programul peste cap. Însă până spre amiază se vor reorganiza și își vor duce planurile la bun sfârșit. Taurii au determinat proiecte importante astăzi și se concentrează numai pe asta. Prin urmare, vor fi cam tăcuți și absenți în discuțiile de la locul de muncă. Gemenii nu știu de ce să se apuce mai întâi. Au amânat mai multe proiecte, iar acum nu le mai fac față. Cu răbdare însă se va rezolva totul. Racii își doresc mai mult timp liber pe care să-l petreacă alături de familie. Însă activitățile profesionale îi solicită la maximum și îi țin până seara târziu la birou. Leii sunt foarte inspirați astăzi, au idei bune de afaceri, dar nu au și partenerii alături de care să le demareze. Spiritul lor de convingere îi va scoate din încurcătură. Fecioarele dau cele mai bune sfaturi astăzi, au o intuiție surprinzătoare și le vor fi de mare ajutor celor aflați în dilemă. Balanțele vor avea parte de o surpriză plăcută astăzi. În cea de-a doua parte a zilei se întrevede și o scurtă călătorie în interes personal. Scorpionii primesc tot felul de oferte de a face investiții. Indicat ar fi să-și ia timp suficient de gândire pentru a face alegerea optimă. Săgetătorii sunt plini de optimism. Niciun obstacol pe care îl întâlnesc astăzi nu reușește să le schimbe starea de spirit, iar asta nu poate fi decât bine. Capricornii se pregătesc temeinic pentru a purta o discuție serioasă cu șeful referitoare la o mărire de salariu. Dacă vor aduce argumente solide, vor avea câștig de cauză. Vărsătorii nu sunt foarte activi în prima parte a zilei, dar vor fi nevoiți să-și intre în ritm și să îndeplinească toate sarcinile date de șef. Peștii se confruntă cu ceva probleme de sănătate, nu grave, însă ar trebui să acorde mai multă atenție acestui capitol. La serviciu nu vor fi în formă maximă tocmai din acest motiv.